Pompierii au fost alertați prin serviciul 112. Văcuța căzuse într-un canal din curtea unei locuințe din comuna Coșești. Canalul era atât de strâmt încât animalul nici nu se mai putea mișca. Pentru a încerca să o scoată de acolo, pompierii au folosit furtunurile din dotare. Pentru a scoate bovina din canalul care o ținea captivă, pompierii au solicitat ulterior intervenția unui buldoescavator. După câteva ore au reușit să o salveze. Din fericire, aceasta nu a suferit leziuni.